Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EUROPA FM. Mică poveste cu șpagă azi în Republica Fantastică România. Doi inspectori ANAF din Constanța s-au făcut foc și pară când un comerciant controlat de ei a încercat să le dea șpagă câte o sticlă de whisky și niște gustări. O indignare justificată, am zice, nu? Cum să mituiești funcționarul public? O chestie de onoare. Normal că a respins supărat tentativa, nu? Bravo lui! Asta ar fi să spună. Uite, domnule, că în sfârșit nu mai acceptă șpagă. Credeți că a sunat la poliție să anunțe infracțiunea? Adică tentativa, că și tentativa de... și darea de mită se pedepsește. Ei bine, nu, de fapt, e taman pe dos. Inspectorul Mihai Bușu, unul dintre ei, citat de Libertatea, mă rog, care a văzut dosarul și ce spun procurorii, e un dosar închis, adică s-au dat condamnările. Iată ce spune, ce a exclamat inspectorul Mihai Bușu în fața bărbatului care i-a întins băutura. Whisky de-ăsta beam în anii 90, acum beau altceva, mai rafinat, mai bun. Asta crezi tu că e șpagă? Să vezi tu șpagă la noi, nu asta. Ne-am mai cizelat și noi. Da. Este adică un semn de progres, să știi. Asta spune. I-a fost jignit că era prea puțin. Să mai zică cineva vorba aia că n-am progresat noi ca societate. Nu mai merge cu balanțan. Asta era de ca profesor. Vezi, mă, cum e situația asta? Era whisky-ul domnului președinte pe vremuri. Da. Vezi? Adică nu mai e bun nici măcar whisky-ul pe care îl bea președintele. Și păi de asta îmi dai tu. Păi să vezi tu șpagă de la noi. Povestea s-a petrecut în octombrie anul trecut. Cei doi inspectori ANAF începuseră un control la o firmă din Basarabii. Păi cum vine de se leagă? Basarabii e fost un Murfatlar. Era de la domn președinte. Era domn președinte. Exact. Domn președinte era din Murfatlar. Dânsului îi plăcea whisky-ul cu profesor. Inspectorii ANAF controlau în Basarab fost Murfatlar, dar nu le plăcea whisky-ul domn profesor. Există universul conspirare. Chestie de gust. Da. Bun, deci au început controlul, directorul a fost informat că e nenorocire, sunt nereguli cu actele, probleme mari cu TVA-ul, e cazul de un control de fond groaznic. Și mai mult, inspectorii l-au avertizat pe director că fiica lui, care e administrator la firma respectivă, a încurcat-o. Citez. Fata o să aibă tinichele de coadă toată viața și când s-o mărita va avea nevoie de cazier fiscal. Și s-au apucat să frunzărească actele. Bă, deci au venit și au amenințat, practic, familia. Mamă, o să fie nenorocire. Ce am găsit aici? Dezastru. Și după aia, în timp ce frunzăreau actele, a refuzat whisky-ul, nu știu ce, inspectorul fiscal Mihai Bușu a făcut semnul unuia dintre angajații firmei de contabilitate, deci contabilitatea care era acolo cu inspectorii reprezentau actele, să-l însoțească în baie. În momentul în care eu mă gândesc dacă e să te pui în pielea... Adică ești... Zice ăla, hai cu mine în baie. Cât de departe ești dispus să mergi ca să salvezi firma, totuși, știi? Adică, ce e? Ce poți să speri? Poți să speri că șpagă e cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Că trece repede. Da. Adică, știi, mamă, da, Doamne, să fie doar șpagă. Era un antrenor de basket în anii 90, așa. Când un jucător evolua prost, la pauză îi zicea, hai cu mine să ne spălăm pe față. Apropo de asta, știi? Poate l-a chemat la baie, zicea, hai mă, pe față, da, să stăm puțin de vorbă. Citez. L-a tras ușor în baie. Pe contabil, hai cu mine. Nu, lăsați, hai, vină un coace aici. În baie. Și i-a spus că el nu pune botul la o sticlă de whisky și că poate ajuta societatea, adică firma, nu societatea noi, societatea, da, 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 firmă. Dar trebuie să primească ceva. A indicat și suma, respectiv 4-5.000 de fiecare. Doi inspectori, 80.000. I-a spus că el, citez, ia doar de la noi, adică de la firma de contabilitate și nu de la ei, adică de la administratori. Nu se amestecă el cu... El lucrează cu profesioniștii, cu specialiștii, da, care mă înțelege. După care inspectorii au plecat. Patronul a reverificat toate actele cu contabilii, aceștia l-au asigurat că totul este în regulă, s-au uitat, s-au speriat, au zis, noi să vedem. Noi nu găsim, totul e în regulă. Așa că omul a sunat la DNA. Și acum... Eu sunt curios câți dintre antreprenorii care sunt pe recepție au avut întâlniri cu inspectori de la diverse agenții, autorități, direcții, comisii, comitete și așa mai departe, la care au fost nevoiți să dea șpagă, au fost nevoiți să se umilească ca să-și mențină afacerea și angajații. Și apoi câți dintre acești antreprenori umiliți și puși să dea șpagă pentru nimic, doar ca să nu li se facă greutăți inutil, de fapt, câți dintre voi, prieteni, ați avut curaj să mergeți până la capăt, să sunați la DNA? Pentru că îți trebuie curaj și energie să intri într-un astfel de război. Nu toți suntem făcuți pentru astfel de război. Și am tot respectul pentru oamenii cinstiți care muncesc, au o afacere mai mică sau mai mare, au 1-2 angajați, plătesc taxe la stat și vine peste câte un inspector de ăsta care, în mod evident, vrea să fie uns cu ceva. Cu o sticlă, cu o șpagă, cu un ban mai... Și atunci îi dai că, băi, lasă, frate, măcar să nu intru eu în belele. Nu poți... Cum să spun, nu pot să condamn oamenii care se feresc să se lupte cu statul în condițiile în care statul e atât de puternic și omul e atât de slab. Dar sunt unii care merg până la capăt. Așa că, uite, a doua zi, inspectorii au venit din nou la firmă, de data asta întâlnirea era monitorizată de procurori, contabilul le-a întins și le două plicuri cu bani. Bine ați venit, poftiți, nu știu ce... Și inspectorul a zis, hai mai întâi să ne uităm pe hârtii, după asta avem tot timpul. Și spre finalul întâlnirii, contabilul a scos plicurile din buzunar, le-a ridicat, întrebând, ce cu ele? Băi, ce fac cu ele? Inspectorul a zis, hai, pune-le în dosar. Și au plecat cu banii în dosar. La ieșire, procurorii. Cum i-ar fi întrebat? Domnul inspector, aveți dosar cu șină? Trebuie să vedem și noi șina. Ce aveți dumneavoastră în dosar? Ce avem noi în dosar aici? Ce avem noi aici? Chiar așa. Și la interogatoriu, inspectorii au spus, mai întâi, fii atent ce șmecheri, că ei nu au pretins șpagă, ci doar și-au manifestat disponibilitatea de a primi. Adică n-am solicitat, dar dacă e să fie, noi nu refuzăm. Erau deschiși. Da. Citez. Nu era nicio supărare dacă nu se dădea nimic, a declarat celălalt inspector, Sterea Agnoste, la audieri. După care, firește, puși în fața probelor, înregistrări, declarații, nu știu ce, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, au luat 3 ani cu suspendare, mă rog, pedeapsa e în curs de confirmare, o instanță, adică pentru unul s-a confirmat o pedeapsă, urmează celălalt, mă rog. Dar foarte interesant, au numai 2 ani interdicție de a mai lucra în ANAF. Și mă întreb, ce credeți? Se vor întoarce? Că văd că toți domnii aceștia care mai trec prin pușcărie, ies cu cazierul, se plâng că au fost nedreptățiți de statul pe care l-au reprezentat până acum, după care se întorc frumos sau încearcă să se întoarcă. Credeți că se vor întoarce? Și dacă se întorc cei doi, oare cum Dumnezeului se vor simți antreprenorii care se vor întâlni din nou cu ei? Și au început să vină mesaje, că ai cerut mesaje de la ascultători cu situații similare și uite, am primit. Eu n-am avut curaj, dar un prieten a avut și după 3 sau 4 luni a fost nevoit să închidă firma. Iar să nu dea sau să se lupte cu el. Să se lupte cu ei. Da. Altcineva... ne-a mai spus că tot așa, din cauza lor am închis firma, nu am dat șpagă și am luat 20.000 de lei amendă pentru o semnătură. Am și eu un fost coleg care și-a deschis o băcănie mică, oarecum în cartier aici. Și el și-a închis, tot pentru că primea mereu controle dintre astea și cereau șpăgi foarte mari. Altfel îi spunea, lasă că-ți găsim noi ceva. Și a dat de 2 ori, după care a zis, dom'le, nu mai pot. Nu mai am de unde să... Cu zacuscă? Și mai era la băcănie? Mai sunt, ca să terminăm într-un ton mai vesel, mesaje că Murfatlar e fostul Basarabii. Așa e, viceversa. Exact. Da. Deci acum se numește Murfatlar și era odată Basarabii. Basarabii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EUROPA FM.